Polițiștii de la detașamentul de poliție pentru intervenție rapidă au descins ieri la domiciliul unui localnic din satul Negren, comuna Licurici. Oamenii legii au descoperit și confiscat peste 1800 de litri de gazolină, peste 2100 de pachete de țigări de diferite mărci, 380 de litri alcool fără acte de proveniență și 4500 de petarde. Întreaga marfă de contrabandă a fost descoperită în locuința lui Constantin Gâlcescu și a mamei sale. Aveți vreo vină? O să aflați. Pentru ce v-au luat? V-au plăcut de mine. Mama și fiul, ambii din comuna Licurici, au fost conduși la sediul poliției orașului Târgu Cărbunești pentru audieri și s-a dispus reținerea lor pe timp de 24 de ore. Suspecții au fost prezentați astăzi parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Cărbunești cu propunere de arestare preventivă. Pe parcursul efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuințele celor doi suspecți au fost ridicați peste 1800 de litri de produs petrolier. De asemenea, a fost ridicată o cantitate de peste 2000 de pachete de țigări de proveniență străină și 380 de litri de alcool de contrabandă. Suspecții au fost reținuți pe timp de 24 de ore pentru comiterea infracțiunilor de contrabandă, deține fără drept de obiecte pirotehnice și de asemenea pe numele bărbatului a fost întocmit și un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de furt de produs petrolier.